dimineața în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Alexandra Ungureanu și Crash, au Crash și Alexandra. Cum vreți să vă zicem? Care e titulatura? Olix e cu AKA-ul. El găsește variante. Păi, să fie atunci Crash și Alexandra, să fie mai scurt, nu? Da, Crash plus Alexandra e varianta scurtă de la albumul Hello încoace. Ok, înainte de a difuza în premieră la Kiss FM și pe un post de radio noul vostru single, Parion, eu zic să vorbiți despre piesă, cine a făcut-o, cum s-a compus, de ce și orice vreți voi despre ea. Păi s-a compus în singură? Studio. Da, singură s-a compus. Și că de o dimineață era gata. Da, până acum câteva minute încă nu era gata. Foarte tare. L-am rugat pe Alex. Da, da. E gata de... Da, da, da. Așteptam să vină de la Bunicul Magic ultima variantă de master. Întotdeauna există cale de mai bine și am zis, gata, hai să mai... Păi e prea tare basul, cică, nu. O să vedem. Chiar avem o rugăminte să ne spuneți cum vă sune. De aia la voi, la voi e, deci la voi pe aburi. Păi nu, că prima oară am pus mâna pe ea și ea... stai mă, din cuptor, stai așa. Și ca întotdeauna mulți alți oameni știu mai multe lucruri despre piesa noastră decât mine, de exemplu. Adică eu nu știu cum să... Ce asta? Da, da, da. Și că eu am venit, am dat vocile într-o zi și după aia băieții s-au jucat, au continuat. Am mai auzit-o fix odată de atunci. O ținem departe de Alexandra pentru că nu știe să-și dea părerea despre demo-uri. Noi o ascultăm și deja o vedem gata, dar ea nu poate să-i fie ultima variantă prezentată. Bun, și în seara asta este în premieră și pentru Alexandra Ungureanu. Și să înțelegem că asta e varianta finală, finală, master final din studio. Finală, da? Finală. De la marea finală. Da, de la marea finală, ok, foarte bun, tare. Bun, cum a venit ideea? Cum v-au venit versurile? Cine a făcut versurile? Cum... Uite că compozitorul versurilor este Alina Toma, care este solista trupei Stereo Sonic. Nici asta nu știam. Da? Pentru că mai nou s-a întâmplat. Și ne-am gândit noi să ne schimbăm puțin atitudinea în muzică, să nu mai cântăm despre dragoste neapărat, să cântăm despre voie bună. Asta e de bine, eu îmi doresc de mult texte sociale, de exemplu, dar pentru că nu ne-a fost dat, o să vorbim despre petreceri și moduri de a ne pune în cap. Wow, o să învățăm de la Alexandra, ea care este foarte cu minte. Bun, party people, cu alte cuvinte. Dar cred că o să ne ajungă și o să ne și întreacă. Cel puțin după titlul piesei ne dăm seama că e o piesă de party. Party On se cheamă. Party. Hai să dăm drumul, hai să ascultăm în premieră la Kiss FM noul single Crash și Alexandra. Deschidem acum? Și șampania. Acum sau după? Fără alcool, desigur, pentru că n-avem voie să... Da, e de alcool. Copii cu căpșuni. Să nu, să nu ne spargi monitoarele, da? Gata, începem. Dăm drumul piesei? Nu, dacă nu auziți poc, înseamnă că n-am dat startul. Stați așa puțin, voi sunteți DJ. Nu, ce s-a auzit? N-a fost șampania mea. N-a fost, nu, n-a fost. Atenție! Atenție la neat... Yeeey! S-a auzit! Gata, premieră, single nou, Party On! Control and come along.
up on the world.